bani de la bănci pentru drumurile din Iași. Consiliul Județean va împrumuta de la bănci aproape 100 de milioane de lei. Cu acești bani, în vara anului viitor, vor fi reparate mai multe șosele. În plus, șefii Consiliului Județean au în vedere și modernizarea a două drumuri de mare interes pentru conducătorii auto. Unul dintre acestea este drumul către aeroportul Iași și Aroneanu, iar celălalt este un sector din capătul cartierului Cug până la șoseaua de centură. Acesta, din urmă, va avea patru benzi în loc de două. Sunt două proiecte importante care sunt convins că vor aduce beneficii tuturor locuitorilor orașului și județului nostru. Valoarea acestor două proiecte este de aproximativ 100 de milioane drumul către Radio Aldei și varianta către aeroport și aproximativ 80 de milioane în lărgirea 4 Benz a capătul până la centură. Proiectul de hotărâre privind creditul de angajament a fost aprobat în unanimitate de către Aleși.